3 ore mute. Adică era 4, acum e 6:40. Ești 2 ore 40. Nimic, mi-ar să și apa, bine. Mi-ar să și aia vreo oră. De acum încolo să vedem. Revenim. Claure! Dar nu e, nu e, nu e, altul! Altul, Dane! Gelul, dă și mie minciogul ăla! Altul, Dane! Au te Dane, jartaua, bă! Mă pregătea de filmare, dar nu mai am avut răbdare. Două pămâni. După 4 ore te-a prins un pic de ele. Două pămâni, tată, două pămâni. Una. Uno? Noroc că ai două mincioage cocu, că dacă nu, beleai. Beleai ceva. Iau. Doi. Asta e mai mare. La feeder. Mai am două. Îmi mai scot și pe la două, sunt campion. Dar după 4 ore de stat degeaba. Da? Revenim. Ora 8 și 10. Cam așa arată situația la coco. 3 prinși și un rateu. 4 pământ. 3 prinși. 3 am aici. 3 așa cum e. Deci așa sunt. Uite. 3 prinși și un rateu. 4 pământ. În decurs a 10 minute. Și când începe să mănânce, trebuie să fii pe el. Revenim. 10 și 20. Bau! Mai are râs, da. Te lovește, de acum stătui 4 ore de la 4 la 8. Nu văzui nimic. Bine, că și turbina apa. Bau, bau! Veni, bau, bau! Nebunic coco la 12 noaptea, deodată, bă, dă-i dracu, bă. Bă, lasă-l, bă, dracu, coco, nu-l mai omoră. Deodată, bă, nebunic coco, unul mic, unul mare, pe așa se ia. Fiso și taso, hai. Revenim. Uite, congule. Cât găleata, mă, numai de aia la o jumătate de kilo, colegul. Acum l-am lovit. Brusc. Nu vorbeam de alte prostii noi, dracu. Ne-am luat prin surprindere pe amândoi. Uite. La râmă, bă. Mă măliga zua. Cam asta e. Cam așa să prindem partea 10-a. Pescuit cu coco și trupa de șoc. Hai să-i dăm și cu cântarul, da? E pe zero acum, da? Nu știu cum se vede. Și ar te chide. Bă, dată că nu se vede pe cameră. Văd eu așa. Vede pe cameră, bă, pe el. Nu, bătea soarele. Ah, 7 kg, băieți. Sfârșit, partea 10 a obosit rupt. Ne auzim pe data viitoare. Nu știu când, nu promit. Fire întinse.